I need to use this time to close to the Lord. Dar un lucru care Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă este să folosesc timpul acesta să mă apropii mai mult de Domnul. You know, at that time, nobody have connected with you, or you are not have desire to anyone to disturb you. Și atunci când ești bolnav, parcă nici nimeni nu vrea să se conecteze cu tine și nici parcă nici noi când suntem bolnavi nu avem dorința să fim conturbați. The last 4 days, I'm not used my bed. I'm slept on the sofa. Și ultimele 4 nopți nu am dormit pe pat, dormit pe sofa. And many times in midnight, sometime 1 o'clock, 3 o'clock, like that, I'm wake up. Și de multe ori, mijlocul nopții, sau la 2, la 3, se trezea. Sometimes my back is so much bad pain. Și câteodată mă durea spatele așa de tare. And first of all, I didn't understand what's wrong with me. Și prima dată n-am știut, nu înțelegeam ce se petrece cu mine. And now, the Holy Spirit helped me to analyze the things. Dar Duhul Sfânt m-a ajutat să mă analizez unele lucruri. Few days or few times he make me separate with my family and allow me I spend time with him. Deci câteva zile m-a separat de restul familiei și m-a lăsat să stau să petrec timp cu ea. You know, when we read in the Bible, Bible help us to understand everything very easily. And husband and wife, they get together, but they rest some time to separate because they go and pray. Și Biblia spune că deci soțul și soția să fie împreună, dar să ia timp, deci să prindă înțelegere ca să meargă să îndrejească cu rugăciunea, cu postul. And I understand for God when it's through the Holy Spirit he revealed me this beautiful way. Și Domnul prin Duhul Sfânt mi-a revelat lucrul acesta într-un fel, zic eu, frumos. Even at this time, I'm locked on both doors and nobody inside in my house, my room. The sitting room where I will sit here now, right now. And I mute my mobile also. Și au închis ușile amândouă și acolo unde îi, acum, în living room, cum ar veni, așa, și au pus și telefonul pe mut. It's me and he. Doar eu cu ea. Talk to each other. Am vorbit unul cu altul. I'm sick. Eram bolnav. I'm weak. Și slăbit. He is my strength. El este tăria mea. And he allowed me in the midnight to wake up. Și m-a ajutat la mijlocul nopții să mă scol. And I use for unused time to use for maintain the relation with God. Și am folosit timpul care de obicei nu îl foloseam ca să mențin relația mea cu Domnul. And God's Holy Spirit remind me how I did in my past. Și Duhul Sfânt mi-a adus aminte cum făceam în trecut. I'm very happy and remind even he remind me everything I'm joy in my heart. Și atunci când mi-a amintit aceste lucruri Duhul Sfânt, a simțit bucurie în inima mea. But after fasting I'm run here and there. Deci după zilele de post am început să alerg în toate direcțiile. Many plans. Multe planuri. But he want I will stay with him. El a vrut ca eu să stau cu el. Sometimes what we do when I am sick, for example, when anyone there sick, what we do? We went to the medicine, we meet with the doctor, and many people they come at your home and they say how are you, what's going on, this and that, and continue to speak the words. But I close the door because I don't have a desire to talk to anyone else. Și ce facem noi de obicei când suntem bolnavi? Ne ducem la doctor, luăm medicamente, oamenii vin și ne vizitează, ce faci, cum ești, ne vizitează când suntem bolnavi. Eu n-am avut dorința aceasta de niciuna dintre acestea și mi-am închis ușile. Doctor, when he checked my fever, he told me you have a 103. Și când eu verificat febra, au avut 103, cred că în jur de 40-41. And he told me this is very hard to reach to here. I'm surprised. Și eu zice, eu sunt surprins cum ai putut să vii aici pe picioare.
know, that thing is to help us to understand when I am weak and he give me strength, I am depend on him. That means God one. We all are depend on him always. Dar e un lucru care trebuie să știm, când suntem slabi, atunci suntem tari și pentru că este tăria noastră și Domnul vrea ca noi să depindem de el totdeauna. But when we have a strength, we have a power in our body, we are not depend on any person. We are not depending on the goats too. But when we feel weak, helpless, then we say, okay, God, now I'm a dependent. When we are dependent on him and he gives us the strength, he provides whatever we want. Dar când suntem tari, ne simțim bine, parcă nu depinde de nimeni, toate le facem și parcă nici de Dumnezeu nu vrem să depindem, dar Domnul vrea ca noi să depindem de El. El este puterea și tăria noastră. And really I learned for these things in these. Și cu adevărat am învățat lucrurile acestea zilele acestea. And I'm always reading in scripture in the Bible. The Bible say, poor say I'm rich, weak say I'm strong. Și ne aducem aminte că scrie că cel sărac zice să zică că sunt bogat și cel slab că este tare. And if anyone they meet with me, I will smile and talk to them and say, Pastor, you are sick. I'm saying, who told you? I'm a good problem. Și de aceea el este foarte atent la cuvintele lui dacă îl întreabă ceva. Pastorul Raj, ești bolnav? Nu, zice, cine a zis că sunt bolnav? Nu, sunt, nu, n-am nicio problemă. Because God, he is our source. Pentru că Dumnezeu este sursa noastră. And now we start to see one parable today. Și astăzi să vedem o parabolă. Book of Mark. Marcu. Chapter 4. Marcu, capitolul 4. Verse 26-29. De la versetul 26 la 29. El a mai zis, cu împărăția lui Dumnezeu, este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este copt rodul, pune îndată secerea în el pentru că a venit secerișul. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come. You know, before the Jesus Christ give this parable to the people, not to people, he's a disciple. Before he chosen his disciple, he give many parable in chapter 4 and 5. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit aceste pilde, nu doar oamenilor, ci ucenicilor și mai multe pilde care le-au vorbit în capitolul 4. And different style, he 3-4 times he talking about a seed and land. Și diferite de diferite timpuri o vorbit despre sămânță, despre pământ. And I try to first line you can read in 26. Și vom citi primul rând în versetul 26. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. So el a mai zis, cu sămânța lui Dumnezeu, este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. If you give a little more attention, anyone can read another translation if you have. Romanian, I don't think. Deci dacă ne concentrăm atenția și dacă No problem for me in Romanian's language or English or Spanish, no problem. Și dacă este cineva care are o altă biblie cu o altă traducere, nu contează. Și în altă limbă, română, spaniol. Just read it. Doar ca să vedem că sunt unele traduceri care dau diferite înțelesuri, să înțelegem mai în adâncime.
Okay. Yes, nobody has. We have all one style Bible. You know. Okay. And he was saying, the kingdom of God is like a man who cast seed upon the soil. Și în traducerea lui, deci un pic diferită decât în traducerea mea în engleză, ia, deci este atunci când un om aruncă sămânță în pământ, exact cum se aude în românește. That means the seed he represents to the kingdom of God. Și sămânța reprezintă împărăția lui Dumnezeu. And we need to sow the soul. That means God is ready to the kingdom of God has come in our life. Și împărăția lui Dumnezeu vine în viețile noastre. And we are spring to everywhere because this is the seed. Și sămânța aceasta se împrăștie peste tot, deci când aruncă sămânța, o aruncă peste tot. Mean we are talking with other people about the kingdom of God. Ce înseamnă, deci, când noi vorbim cu alți oameni despre împărăția lui Dumnezeu? And without you have a knowledge, you are not express the kingdom. Și dacă nu ai cunoștință, nu poți să te exprimi, să vorbești despre împărăție. America is not a kingdom. America nu este o împărăție. I don't know for Romania is the kingdom or. Și nici România nu știu dacă este o împărăție sau nu. But the England is a kingdom. Dar Anglia este o împărăție, deci are împărat. India is not a kingdom. Și nici India nu este o împărăție. The Nepal is a kingdom. Dar Nepal, deci are, deci un împărat, nu avem conducător. And so many other countries, they are not, Bhutan is also in kingdom still. Ia și multe alte țări, unele sunt doar țări și alte sunt, deci, împărății. De aia, deci are un împărat, when un regi original. When a king is ruled for the kingdom, that means if the king he care for each and every person his kingdom. Și când un împărat guvernează, este împărăția lui, deci lui îi pasă de toți oamenii, că el este împărat peste toți. No election. Deci acolo nu sunt alegeri, unde se aleagă pe cineva. Now, he's talking about God's kingdom. Și acum noi vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. That means if you have a God kingdom, that means have an enemy, have also a kingdom. Și dacă Dumnezeu are împărăție, înseamnă că și vrăjmașul are și el împărăție. Mean the God kingdom and Satan kingdom. Ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și împărăția Satanei. And what is the difference for the God's kingdom and the Satan's kingdom? Și care este diferența între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Satanei? Can you understand to me? Înțelegem? I don't want to go deeply, but he want I teach you deeply. Deci nu vreau să mă duc în adâncime, dar ce el vrea să vă vorbesc, aceea vă voi învăța în adâncime. A king always be care for his people, the and to his kingdom. Unui împărat totdeauna îi pasă de oamenii care intră în împărăția lui sau sunt în împărăția lui. And we all are belong to our King, Jesus Christ. Și noi toți aparținem împăratului nostru, Iisus Hristos. And we enter for His kingdom. Și am intrat în împărăția lui. But before we are enter His kingdom, we have already the nationality of Satan's kingdom. Dar înainte de a intra în împărăția lui Dumnezeu, deja aparțineam împărăției diavolului. And Jesus Christ is fight with another king, Satan, and he catch to us for his kingdom, he fought back for his kingdom and he allowed us to stay with him. Și Domnul Iisus Hristos a luptat cu împăratul celălalt, cu Satana, ca să ne smulgă din împărăția lui și să ne ducă să fim cu el în împărăția lui Dumnezeu. And if we want to know for what the different for Satan's king or his kingdom, you have a chance to read in the book of Revelation and you see what type of kingdom and what type of things inside his kingdom. Și dacă vrem să știm diferența dintre aceste două împărății, să citim cartea Apocalipsa și acolo ne spune fiecare împărăție ce aparține.
And Jesus Christ always, when he start to preach, he talking about his kingdom. His kingdom is near. Și Domnul Iisus Hristos, mereu când începea să vorbească, vorbea despre împărăția lui. Împărăția lui Dumnezeu. And I need to speak slowly. And then, you know. And allow and memorize yourself. I am member of his kingdom. Și totdeauna noi să ne aducem aminte, suntem membri împărăției lui Dumnezeu. And we all are. Someone is used the seed means his kingdom. His kingdom is grow up. Now still the government there fight for each other for what? For the land. They covered the land like that in the Ukraine and Russia. They fight for just the land. Și vedem în țările sau pe pământ, pământește că luptă două țări, cum avem Ucraina și cu Rusia, se luptă pentru ce? Pentru pământ, o suprafață de pământ. In Ukraine, two type of people also staying there. Și în Ucraina, two language. Sunt două, în Ucraina sunt două feluri de oameni care locuiesc. Some people, they are speaking just only Ukrainian language, and some people, they have a mixed Ukrainian and Russian language. And the Russia, they said, this is our people, and they attack to Ukraine, and they try to connect with them. Deci unii sunt puri ucrainieni și unii vorbesc și rusește, pentru că o porțiune de acolo. Și atunci ei vor să lupte și să ia pe toți, să-i nimicească sau să ia sub autoritatea Rusiei. And Satan always saying, this is for my people. And they try to make a plan how to disturb us and how to get back to his kingdom. Și tot la fel și Satana. Mereu zice, aceștia sunt oamenii mei, pentru că noi am aparținut împărăției lui. Aceștia sunt oamenii mei și mereu va căuta să ne nimicească și să ne facă să ne atragă din nou în împărăția lui. Microfoanele, vă rog. And we need to understand the enemy's plan, how he disturbs us. Someone is sowing the seed, means sowing the kingdom of God in our heart. Și noi totdeauna trebuie să înțelegem ce fel de sămânță se seamănă și sămânța se seamănă unde? În inimă, în pământul inimii noastre. And just imagine, you're sowing a seed, he's not grow up in one night. Și să ne gândim, deci sămânța nu crește într-o noapte. And every seed need to take a time. Că fiecare sămânță îi trebuie timp până să crească. You know, I knew the Jesus Christ, but I don't trust and don't believe to him. Știam și eu, auzisem de Domnul Iisus Hristos, dar nu mă credeam în el. But through someone else, they're sowing the seed in our life. Dar prin cineva, deci cineva a venit și a semănat sămânța credinței în viața noastră. And I connected with some Christians program and people, they invited me like that at the birthday, weddings. Prayer meetings, but I don't want a desire to go there, but I did there. Și era conectat cu unii creștini înainte și eram invitat acolo la ceva zile, a cuiva. N-avea dorința să meargă acolo, dar totuși mergea. Because someone already sowed the seed inside my life. Pentru că cineva deja semănase acolo sămânța în viața mea. And slowly, slowly to grow. Și încet, cu încet, a început să crească sămânța. And the times come. 1992. Și a venit și vremea, în 1992. When the seed is die and he grow up a new thing. Când sămânța o putrezi și o crescut, căptura nouă. And 27, the verse 27. Și versetul 27. And he goes to bed at night and gets up by day and the seed spread and grow. Fie că dormea noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. How he himself does not know. Cum crește? Nici el însuși nu știe. And I don't know how the seed is grew up in my life. Nici eu nu știu cum a crescut sămânța aceasta care s-a semănat în inima mea, în viața mea. Sometimes we have a thoughts about I share the gospel this person but nothing I see. Și câteodată și noi ne gândim, vorbesc despre Domnul Iisus Hristos cu persoana aceasta, dar nimic nu se vede. Nobody know. Dar nimeni nu știe. And which person he's still not alive on earth, but that man or woman,
they sown the seed in my life, but now I'm a grow. Și tot la fel și persoana care semăna sămânța în viața mea, poate că a dormit noaptea, nu a dormit ziua, dar nu știa cum, dar vedem că sămânța a crescut în viața lui. I don't know how much time they invest for me in prayer personally. Nu știu cât timp au investit ei în rugăciunea lor personală pentru mine. I don't know how much time they anyone there invest for you personally when they sow the seed in your life. Și nici nu știu cât timp au folosit în rugăciuni cei care au semănat sămânța în viața voastră personală. And when you sow the seed to others, that means you sow the kingdom of God to others' heart. They don't know who is a prayer for them. Și tot la fel, când noi semănăm sămânța în viața altuia și ne rugăm, nici ei nu știu ce facem noi și când ne rugăm pentru ei. Dar ochii noștri vor vedea rezultatele, haleluia, Iisus a lucrat. And sometimes we are very depressed and discouraged for ourselves because the enemy he tried to catch back for his kingdom. Și de multe ori suntem descurajați și depresionați. De ce? Că vrășmașul în timpul acesta vrea să ne smulgă din nou să ne ducă în împărăția lui. Because we didn't see anything else through our physical eyes. Pentru că nu putem să vedem încă nimic rezultate cu ochii noștri fizici. And this is the look like that when you sowing a seed in the plant somewhere, the seed, the ground. And you morning you are not again to put and see, okay, grow or not, okay, yeah, not, exactly. Go back. Yeah, deci nimeni dintre noi nu facem lucrul acesta. Mergem să mănăm seara o sămânță și dimineața scormânim pământul să o luăm, să vedem, o crescut sau nu. Nimeni nu facem lucrul acesta. But we trust on the Lord. Dar ne credem în Domnul. And I sow the seed grow up. Yeah, și atunci semănăm sămânța și crește. But we need to take care. Dar noi trebuie să avem grijă. We give on time to water. Să-i dăm timp. So udăm. We are not allow the birds come and took the seed. We say always take it out. Să veghem, să nu lăsăm păsările să vină, să ia sămânța, să le scoată de acolo. And then, when the seed is grow up little bit, we have a joy. Wow, the seed come. Și când crește un pic sămânța, când iese și încolțește afară, ne bucurăm, oh, ieși totul. Even those, if you can do these things, you are not allow your wife, your husband, or your children. Don't touch. Și când vedem lucrul acesta, nu dăm voie nimănui, fii copilul sau soțul sau soția, nu atinge, nu le atinge, nu le mișca. Because you are hard work for the seed to grow. Pentru că am lucrat din greu când am semănat și am plantat acolo. And some people, they are very crazy, they take pictures. Și unii care sunt un pic mai cucu, iau și poze. And they try to show how the seed grow up slowly. Yeah, deci să dovedească cum crește sămânța, cât acum și tot așa după un timp cum a crescut planta respectivă. And the Jesus Christ when he come on earth, he talking about his kingdom. Și Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ, el vorbea mereu despre împărăția lui. He remind us we need to enter his kingdom. Și mereu ne aduce aminte că noi trebuie să intrăm în împărăția lui. And the verse 28. Și versetul 28. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. Hallelujah. Now you see, in the earth he start to work. Pământul lucrează. And this is the three step here. Deci sunt trei nivele, trei pași. Or three stages. Yeah, so trei nivele, da. The first one is? Primul. In English? The first one is the blade. Now he's starting. The starting stage. Deci a început primul, deci întâi un fir verde acolo ca o lamă. And someone say, hey, not talk to anyone, please secretly pray for me. Și unii zic, oh, zici, nu spune la nimeni, dar roagă-te așa pe secret, să nu știe nimeni, roagă-te like that, pentru the mine. Nicodemus, in the meet with Jesus Christ in the midnight. Ca și Nicodem, că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în noaptea.
people not publicly telling you pray for me, but they are indirectly, or someone new to them, they are a Christian, they hide themselves and tell the people to pray. Deci încearcă mai întâi să se ascundă, deci prin cineva care are nevoie, deci simte nevoie și prin cineva vine, o, roagă-te, dar nu spune la nimeni încă. And some years she doing these things. Și unii fac lucrul acesta poate chiar ani de zile. And then second step or second level for life's comfort of persons. Și apoi, deci următorul nivel care vine, persoana trece la următoarea, la următorul nivel. You can read. Ok, întâi un fir verde, apoi speak. Ok, blade and then the head. Now he start to not worry about the peoples. Atunci când crește capul sau capul în engleză spune sau speak-ul, atunci nu-i mai pasă de oameni. He start to say anyone, hey, why are you going to church? I have one friend also there, that's why I'm good. Și poate dacă întreabă cineva, hei, dar de ce mergi la biserică? Oh, am un prieten acolo, de ce mă duc? Sau o prietenă. Oh, the Christian, they are changed the religion to the people. No, no, he not changed my religion. I meet with my friend, the pastor is not tell to me. Okay. That when he start to hurt, he start to say, seek clearly for everyone. Da, și atunci zice, oh, te duci la creștin, pocăiți acolo, vor să schimbe, să schimbe mentalitatea. Și nu, nu, zice, eu mă duc acolo, cu mă întâlnesc cu prietena mea și cu prietenul meu, dar nu, nu mă schimbă, nu mă schimba pe mine. Deci se arată că poș. And this time he's not hide himself. Și nu se mai ascunde acum. He got of earth, he give a boost to him. Pentru că pământul îl dă acolo ce are nevoie să crească. And we are praying for that person. The Lord, I sow the seed, I sow the kingdom of God for his heaven, the heaven for his life, and now start to grow up. Și and when you sow, you have a joy come in your heart. Și aceasta este rugăciunea noastră care noi rugăm pentru persoanele care am început să semănăm sămânța și acestea îi suportă să crească și deci începe să crească spicul. And now the third stage. Și apoi următorul este după aceea grâu de plin în spic. And after that, the full grain in the head. The whole family come to Christ. Și apoi vine toată familia la Hristos. Aleluia. Aleluia, slăvit să fie Domnul. Then nobody care for any other person. Nimeni nu-i mai pasă de alții ce zice unul și altul. Nobody stop to them. Nimeni nu-i mai poate opri. But still we need to take care of them. Dar tot încă trebuie să avem grijă de ei. When they get ready, și când este gata, then we need to do something more. Atunci trebuie să mai facem ceva. 29. Și 29. Și când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerișul. But when the grain ripens, immediately he puts it in the sickle, because the harvest has come. You can see here the one word is very preciously to write there, immediately, not delay. Și vedem un lucru foarte prețios care zice acolo, la noi este îndată, deci imediat, îndată, deci nu mai întârzie. They call us, come, I will come, I know you are already with Christ and you grow up, good, good. And but he did not understand something or some area. We need to immediately go and help them. Dacă ei ne cheamă și au nevoie de ajutor, să nu-i spune, oh, dar știu că acum te-ai pocăit și ai început să crești. Când ne cheamă și au nevoie de noi, imediat să mergi și să-i ajutăm. And the brother, Pastor Vipin, he already preached the Timothy, the Paul, he allowed to Timothy to go and serve. Și m-a întrebat ce-a vorbit fratele Ghiță Văipan și i-am zis și deci cum vedem cum Timotei, cum l-a lăsat să meargă să predice Timotei. And we need to do these things too. Și noi tot la fel trebuie să facem. As Raj is not available for America, but the American people, they listen to me and they need to do these things for their own place. Deci pastorul Raj nu este la dispoziția americanilor, așa americanii trebuie să facă lucrarea aceasta în țara lor. As Raj is not available in Romania, but the Romanians, they need to do these things like that.
Pastorul Raj nu poate să meargă în România, dar românii trebuie să facă lucrarea aceasta pentru poporul român. Pastor Raj is not available for Italy. Italy, Italians people need to do these things too. Pastor Raj nu poate să meargă în Italia să fie la dispoziția italienilor, dar italienii trebuie să facă lucrarea aceasta. Because the Paul is not available for everywhere same time. Pentru că nici Pavel nu a putut să fie la îndemâna tuturor în același timp. And that's why. Și de aceea. He allowed to Timothy. De aceea l-a trimis pe Timotei. I'm allowed to you. Go and serve the Lord and sow the seed of the kingdom of God for everywhere in this world. Și tot la fel și eu vă zic, mergeți, toți mergeți și duceți sămânța oriunde în jurul vostru în lumea aceasta. But when I have a chance to come and I see, wow, you are sowing the seed for this person, that place, this city, this capacity, and I see and I make it joyful. Dar eu când voi avea șansa și voi vedea roada cum ați, ce îmi veți spune că am mers acolo, am mers în orașul cu tare, în satul cu tare și acolo am dus Evanghelia, atunci mă voi bucura și zice, wow, să mi se fie Domnul. Paul always prepared to people like Timothy, go and serve. Că și Pavel l-a pregătit pe Timotei ca totdeauna să meargă și să slujească. But he not stay in one place. Dar el nu a stat în același loc. And I don't have that type of desire to stay in one place. I'm traveled. Și eu am această dorință să nu stau doar pe loc într-un loc, ci să merg. Preparing the Timothy and move on. Să pregătim un Timotei și să mișcăm, să mergem înainte. I don't want to stay in one place. Nu vreau să stau într-un singur loc. God allowed to me 366 days to travel. I'm ready to do. Și dacă Dumnezeu îmi deschide drumul sau îmi va îngădui să merg 366 de zile pe an, să mă duc să călătoresc cu Evanghelia, sunt gata să o fac. Depend on Him. Depinde El. Because I'm spring His kingdom forever. Pentru că eu vreau să împrăștii sămânța ca să crească, să slujească împărăția Lui. And I have a target. Și am o țintă. If you don't have a target, you're not spreading the word of God for anyone. Și dacă tu nu ai o țintă, nici tu nu vei duce Evanghelia la nimeni. Nu vei împrăștia sămânța. And I try to give you example. Și voi încerca să vă dau un exemplu. I have a desire to preach to white skin people. Și au avut dorința, deci de mai tânăr ca să predice, deci oamenilor de culoare albă. I have a target. Deci aceasta a fost o țintă a lui, o dorință. The God is set me another target to Romanian community. They have a white skin, but they have a you fulfill your target and I fulfill my target. Da, și atunci, deci el și-a dorit la oamenii albi. Dumnezeu l-a rânduit pentru români. Tot albi suntem. Zice, ok, a fost dorința ta oamenii albi, dar acum acești sunt oamenii albi la care tu trebuie să lucrezi. And the third thing, when I look to people, I'm saying, Lord, I want a one translator, but I not speak in, you know, in Hindi, nobody translate, in English. So Lord, what can I do? And now, English to Romanian translation. Și de multe I want to translator, he give to me. I want to white skin people he give to me, but he fulfill his vision through all these tracks. Yeah, și se gândea, zice, cum am să ajung eu să predic la oamenii albi, că doar cine traduce din limba hindusă, nu la albi, nu unii, cum să traducă? Dar Dumnezeu o rânduit și o pregătit cu engleza destul de slăbuță cum a fost și cum a început, deci Dumnezeu l-a ridicat și o pregătit și lucrarea aceasta. And this is the right time we need to get ready. Și când timpul este vremea potrivită, noi trebuie să ne pregătim. We are not saying tomorrow, next week, next month, next year. No. Nu spunem, oh, mâine, oh, lasă că săptămâna viitoare, oh, nu, lasă că luna viitoare, oh, dacă nu, anul viitor, nu. No. Today the day. Astăzi este ziua. In this hour, when ora you listen to me. Cum? Prepare your heart. Să ne pregătim inima. Leave your room. Să părăsim camera noastră. Before you leave your room, you set your target. Și înainte de a ieși din casă, din camera ta, deci setează-ți o țintă. God have a target. Și Dumnezeu are o țintă, are un scop pentru el. Satan have a target. Și Satan are și el un scop. And you have a target. Dar tu ai un scop.
If you don't have, you prepare a target. Dar dacă nu ai, pregătește. God have a target through the Christ is saved to the world. Și scopul lui Dumnezeu este prin Hristos să salveze întreaga lume. Satan have a target to Job, how to destroy him. Satan a avut ținta cum să-l distrugă pe Iov. And many examples in Old Testament how he destroyed it. He set the target and after that he destroyed it. Și multe exemple pe paginile Scripturilor Vechiului Testament cum a avut o țintă și apoi s-a dus și a împlinit-o, cum a distrus. You have a target for my neighbor. Pray for him. Ai o țintă, ai o țintă, vecinul tău, începe și roagă-te pentru el. Your relative, you set a target for them. Poate ai un neam, o, cineva din familia ta, deci pune-ți acolo ținta. Roagă-te pentru ea. Spring the kingdom of God. Și seamănă sămânța pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. When you start to share in the kingdom, he listen you. Și când vei începe să vorbești despre împărăția lui Dumnezeu, te vor asculta. And you represent Jesus Christ the King. Căci tu îl vei reprezenta pe Domnul Iisus Hristos, pe împăratul. And after that, when you represent your Jesus Christ as a King, then you teach them, then you explain them what he did for you. Și atunci când tu reprezinți pe Domnul Iisus Hristos, pe împăratul, atunci le vei spune ce a făcut el pentru ei, pentru persoana respectivă. And one more thing, I have a lot of things to share, but not now. Dar încă un lucru ce mai dorește, multe altele sunt, dar nu, atât un singur lucru. Because I'm preaching you, but I'm enjoying the word. Deci nu am venit să vă predic, ci am venit să mă bucur din cuvânt cu voi. You know, you remember when the birth of Christ and when the whole day the people they meet with the king and say one king is birth here. He not talking about the Jesus, he is a king. He represents to him as a king. Și vă aduceți aminte la nașterea Domnului Iisus Hristos când au venit să-l caute magii și au venit și au zis și un împărat s-a născut aici. That's why then a king, he ready to kill him. Și de aceea, deci Irod, care a fost atunci împărat, s-a mâniat foarte tare. King not fost... allowed to another king, he come his own land. Pentru că un împărat nu dorește ca un alt împărat să vină, să ia posesia, să ia pământul. And our king, he is in our heart. Dar împăratul nostru este în inima noastră. And we are all, he's under his kingdom. And și his kingdom is a beautiful. Noi suntem oamenii lui, din împărăția lui. No partiality. Nu există nicio diferență. No color. Nu există culoare. No height. Nu este contează care e mai înalt, care e mai mic. No age. Nu contează vârsta. But we meet with as a friend. Ci ne întâlnim cu el ca și un prieten. About his kingdom, we are not talking about his kingdom. Deci vorbeam despre ce vorbeam? Despre împărăția lui. Și acum din împărăția Domnului și celălalt împărat nu-i place. He feel jealousy because we are talking about our king. Jesus este gelos că vorbim despre împărăția împăratului nostru. Aleluia. Sana. And we are established the kingdom of Christ. De noi, deci ce vorbim despre împărăția lui Hristos. Sana. Aleluia. And this world under the Satan's king, but our king establishes kingdom. Hallelujah. Deci că lumea aceasta îi face parte din împărăția întunericului, din împărăția celui rău. Noi din împărăția împăratului nostru. And he cash to us, he me in India, Sister Voltea, she is now in America, Sharon is in America, Sister Sandra in Romania, then others, brothers and sisters, different countries, different area, different cities. God chose us because he established his kingdom in our life. And we need to work for his kingdom for others' life. Amen. Și pe fiecare ne-o cules, de unde ne-o cules, pe el din India, pe mine din România, pe alții care cum în țările, care unde suntem, sau la Sharon, tot din America, sau acum eu în America, care unde ne-o cules, ne-o pus în împărăția lui și acum noi trebuie să ducem vestea aceasta și să lărgim împărăția lui în întreaga lume. Amin. God bless you and you start to work before you leave your room. Set the set
set the target and start to work. Și Domnul să ne binecuvânteze, să nu uităm, înainte de a porni din cameră, deci să ne setăm acolo o țintă, care sunt cei pentru care trebuie să lucrăm pentru ca împărăția lui Dumnezeu să ajungă în viața lor. If you not understand anything else, sit the presence of the Lord and tell to the Holy Spirit, lead me, open my wisdom and open the eyes for my wisdom and I see what can I do. Și dacă nu știi, nu înțelegi ce trebuie să faci, stai în prezența Domnului, roagă-te, roagă-te și Duhul Sfânt îți va deschide, îți va da înțelepciune ca să înțelegi, să știi ce ai de făcut. Va deschide ochii înțelepciune. God bless you. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin, amin. Thank you, thank you so much. You have a patience to listen to me. Ia, și mulțumește că am avut răbdare să-L ascultam. Amin. God bless you, Pastor Raj.